Mâncare rapidă, așa de noapte, o să vă arăt. Deci, făcută din ouă, cașcaval am aici, am șuncă, roșii, salată și cam atâta tot. O să pun acum puțin ulei de măsline, o să fac așa personal la fiecare pentru că o să vă arăt. Am bătut două ouă, nu mai mult. Imediat o să pun în tigaie. E nenorocire că au venit copiii mei de la sărbătoarea Mațupișu. Deci se face ca o clătită. Aceeași chestie, dar facem o fajita cum e, din ou. Cam așa ceva a ieșit clătita. Acum pun niște tomate, cam uita să vă spun. Așa deasupra. Pun două felii de cașcaval. Pun și hamon. Mă descurc greu cu o mână, dar mă descurc. Stați așa ca să mai iau, că următoarea este ca și gata. Ia uitați-le. Bine, sau acum o să mai pun încă una. Și așa cum o vedeți, o băgăm la microundă. Când s-a topit puțin cașcavalul, punem două roșii și salată. Eu o să trec la a treia, că ci că au fost, le-am dat bani, dar sunt morți de foame. Am scos de la microundă. Pun două roșii. Le pun puțină sare. Pun și două frunze de salată, iar puțină sare și la masă. La masă se mănâncă foarte elegant. Cam asta este clătita mea și caldă. Uitați că este așa aburientă. Care vrea să-și pună picant, poate să-și pună, dar cam asta e. Eu mai am următoare aici, că fac mai multe. Sunt agitată, că dacă i-a plouat, trebuie să le fac ceva caldă. Cald, am vrut să le fac o supă, dar durează cam mult timp. Așa că vă pup și sper să încercați și mâncărica mea de seară rapidă. Cum e? La minut!